Am văzut pe Oanea de la Halmeu, Gavrilă Oanea. Unul i-a dat foc la casă ca să moară cu 9 copii în foc, să-i prăpăde pe toți acolo. Și a venit omul care l-a văzut când a fugit din spatele casei după ce i-a uns casa de lemn cu motorină și i-a dat foc. Și acum nevasta cu copiii și el dormeau în casă. Nu m-a văzut vâlvătăi cum veneau până jos și pucnituri. S-a trezit, a avut o prorocie mai înainte, vine vremea să umbli pe jeratic, dar tu să ierți. Și acum desculță pe țigle pușcate de pe coperiș roșii, fugea și lua câte un copil și îl ducea în stradă, fugea până când i-o scos pe toți din foc și de-abia trezit pe bărbatul său, că era tălmăcit de fum și de un alta. Și toți au fost salvați. A doua zi o fost chemat la ăsta, la primărie, că omul respectiv a spus și la primărie, ăla i-a dat foc. Și ăsta să-i îl dăm în judecată, facem nou. Păi cum, mă, s-au ars casa? Păi, dacă așa a vrut Domnul, el știe. Păi, nu-l dai? Nu. Și când l-a întâlnit, a dat mâna cu el, s-a salutat frumos, fără probleme. Dar frață, văzând așa, a pus mână la mână din toate părțile, i-a făcut casa mai frumoasă.